Aproape 190 de parohii și biserici din județul Sălaj, care dețin 1904 hectare de teren agricol, riscă să piardă subvențiile pe suprafață încasate anual prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură. Acest lucru s-ar putea întâmpla începând din 2015 dacă APIA va stabili că sprijinul financiar pe suprafață se acordă numai celor care pot dovedi calitatea de fermier activ și că lucrează terenul. Pentru anul trecut, instituția a virat în conturile lăcașurilor de cult sălăjene 1,22 de milioane de lei, cei mai mulți beneficiari ai acestor bani provenind din rândul unităților de cult ortodox. În schimb, în top 5 al parohiilor care au încasat cele mai mari sume regăsim o singură biserică ortodoxă. Potrivit informațiilor furnizate de oficialii APIA Sălaj, cea mai mare suprafață de teren agricol o deține parohia reformată Jebuc, care administrează peste 200 de hectare. Urmează parohia ortodoxă Sfântă Maria Bercea cu 43,8 hectare, parohia reformată Zimbor cu 42 de hectare, parohia greco-catolică Buciumii cu aproape 36 de hectare și parohia reformată Vârșolț cu aproape 25,7 hectare. Dacă ideea lansată de oficialii APIA se va concretiza, parohiile se vor supune regulilor pe care le implică fiecare program de finanțare în parte. Cei care vor putea beneficia de subvențiile vor primi în continuare, ceilalți nu. Cred însă că parohiile nu vor pierde acești bani, întrucât își administrează foarte bine terenurile, acestea fiind o sursă de venit pentru ele, a declarat preotul Gabriel Gârdan, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Sălajului. Potrivit statisticilor, la nivel național, APIA are în plată 2315 instituții de cult care dețin sau administrează aproape 24.000 de hectare de teren agricol, pentru care au primit 5 milioane de euro.